dacă e bine, da, e gros. Cum ți s-a părut pitonul? Scary. Îi face poză cu așa ceva? Poză, da, de la distanță. Mă gândeam să fac o plimbare prin iarbă, am zis totuși să nu mă bag. Numai de la aerul de chili te-a luat. Ca să vedeți cât de înguste sunt șoselele aici, ăsta-i trotuar, nu poți să numești șosea. Și evident doar scutere și n-avem loc. Ia uite. Scutere n-au loc, gata, am ajuns. Ia spune, Julian, unde am ajuns? Putem tăia. Tăiem de la montaj. Tana Lot, uite, scrie aici, zici tu tare. Tana Lot. Așa, bravo. Ia uitați ce valuri nebune avem. Ce clasă. Mamă. Ia uite ce val vine, fii atent. Wow, ia uite ce a fost acolo, mamă. Fieți atenți ce valuri vin, frăție. Mamă, nene. Wow, ia uite și aici. Uai de capul meu. Și că te-am întrebat pe Julian, ia spune-le oamenilor unde suntem, poți să tai de aici? Așa te-ai așteptat, te pregătești întâi. Hai să mergem încolo, să vedem în partea. Hai să vedem, că stai un pic, că templul e încolo, mi se pare. Hai, hai, o luăm încolo să descoperim templul. Hai că am ajuns la templu. Am ajuns bine, că s-ar putea să putem merge pe jos până acolo. Oh, scuze. Oh. Oh, da, e un pic de noaptea, noaptea merge. Un da, pic de reflux. Ci că ai voie când e... Cristina vrea să zică că pe acolo așa, dacă vedeți, dar nu are mai nicio șansă. Că suntem într-o zi de marți astăzi și nu e așa multă lume, dar totuși e aglomerat față de cum ne imaginăm noi. Ia uite aici. Se vând chestii. Uite cu șarpele. Șarpele, oh my god. Ia uitați-l, fraților, pe șarpe. Mamă, cât e. Uite, ăsta mai are unul pe gât. Și îl iau acum de acolo, fiți atenți. Ce-i lua? E frică, mă! Da. Nu se mai stă pe gât. Uite cum îl ține, zici că e mod săracul de el. Da, săracul de el. Fine, da, e gros. Nu vrea să vadă, dar cum pot să-l fie? Ce fel de piton? Piton? Da. Uitați ce e în spatele unei poze, ca să înțelegeți. Și că nu ne frică de șarpe, nu! Sorry, how much? How much is the picture? 200. Stai că a venit spre mine. Ce mai are aici? 1000 rupia, you get one photo. Don't be close. The sample. How much is? 200, yeah. You get one photo like that. What snake is? Python. Bine, fii atent că a venit școala, zici că e furtun, frate. A, și bag aici. A, mai iau acolo, fii atent că mai iau share. Mai iau, uite, încă unul mare și unul alb. Bun, acum văd, ia uite unde țin. Și unul alb. Baie nebunit. Bănuiesc că da. Băi, dar ce cuminți. Mamă.
Nu mă cântă, sincer, nu mă tentează. Pe mine că nu știu, mi se pare că nu e. De capul meu. Nu, ține portul de aici. Mai, nu merge, nu știu. Băi, e nebunie. Ce ai zis? Mai zi o dată. Mai zi o dată. Pe tine poate te mai se chinui un pic, te înghite, dar pe unul mai mare așa un pic nu poți să-l înghită. Auzi, așa Julian, că... pe tine nu te înghite, că ești mai mare un pic. Pe Dragoș nu. Cum ți s-a părut pitonul? Scary. Adică ai face poză cu așa ceva? Poză, dar de la distanță, nu. De la distanță. Stai pitonul pe acolo. Da, auzi, am o întrebare. De ce? Că simți că e chinuit sau numai de frică? Cred că amândouă mai degrabă. Amândouă. Da, e așa, și o frică de șerp, dar uitându-mă și la oamenii aia, parcă că erau un furtun, da. Da, păreau sedați. Am grăsut furtunul ăla, ce era de pe un pietă, ce? Da. Hai să mergem mai jos, să vedem și o altă perspectivă, dintr-o altă perspectivă, uite, balinezii la șuetă. Dintr-o altă perspectivă să vedem templu. Văd că cineva s-a băgat cu barca pe acolo. Bă, nu știu că îi vedeți pe aia în apă, fiți atenți. Nu știu ce fac ea cu barca acolo. Și uite ce nebunie este aici. Ce valuri vin. Mamă. Stai că le duce pastea cu barca. Ia uite. Mamă, ce nebunie o să fie. Adultă dansează, iar aici avem fetițe între 6 și 9 ani. E fantastic și sunt frumoase, foarte frumoase. Gata, stați că acum le-au mutat un pic mai încoace. Vai cât de micuțe e aia, vai ce scumpică-i. Dar fetița asta e cea mai frumoasă, nu știu, toate sunt frumoase, dar are o expresivitate extraordinară la față. Bine, le-au și machiat, cu asta nu prea sunt de acord, dar fiecare cultură în felul ei. Hai că le dăm mai în spate. Erau prea în față.
Uitați, acum i-am zis și lui Julian că e foarte norocos, că astfel de dansuri nu prea se întâmplă, să zic așa, la acest templu. Acum, faptul că a fost sfârșitul sărbătorii de Cunningan de data asta, deci Galungan și Cunningan, nu vă zic eu cuvinte de astea, că și așa nu știți, dar a fost norocos că a văzut un dans autentic balinez și dansa de fetițe, nu știu, e genial. Mai eram puțin și plecam. Și mai, da. Și el tot zicea, stai că poate la fix încep, stai că poate la fix încep. Și a avut dreptate. Hai să mergem să mâncăm. Ce mâncăm? Nu, că mă gândeam să fac o plimbare prin iarbă și am zis, am văzut niște șerpișori și am zis totuși să nu mă bag chiar așa direct. Deci dacă veniți în Bali, uite ce găsiți prin iarbă, nu? Ăla, uite, ăla, ăla, acolo. Mă, dar asta zici că e furtun, pe bune, dacă n-ar mișca. I-a scos la păscut. Local, n-au Babi Guling în meniu, n-au de fapt aproape nimic, dar au ce au aici, Lada Hitam, adică pui cu sos de piper și bineînțeles de orezul. Julian se uită de jumătate de oră ce e acolo. Să-mi zici dacă e bun, Dragoș. Da. E bun? De data asta probez eu, Cristian nu mai are voie să probeze, s-a terminat. Cât ai dat pe porția aia? Vă zicem la sfârșit. Bun. Cât au fost? 9 lei, 9 lei asta și nu știu, 2 lei ăla, nu știu, 4 lei ăla. Bun? Mamă! Nu de să coșie! Nu, ăla e odezul, să fie bun. Unde? Ia nu cu sos. Mamă, bun e! Foarte bun! Da, bun! Uite, când mi-a luat frăție, mi-a mâncat jumătate de farfurie! E bun! Ba, bun! Bun! De-ai cam mică pochea! Da! Hai că a venit și migoreniu nostru, adică faimoasele noodle cu pui! Hai că trebuie să escaladeze mult stanti. Da, arată bine. Gustă, ia. Da, ți-a adus tacâmuri? Ți-a adus, da. Nu? Te, numai de la aerul de chili te-a luat. Deci nici n-am gustat și l-a luat cu tuse. Nu. Ia zi. Hai, să mănânc și eu, că mie sigur îmi place. Ăsta e localul cu pricina. A început și Julian să facă poze, că îi place mâncarea. E foarte bună, Dragoș a ras farfuria. Am zis să-mi lase și mie niște sos, pauză. Dar eu mă mai lupt cu noodle-ul, e foarte mult. Dar e super bună mâncarea, chiar ne place. Mai venim aici.